Salutare, sunt Costin Miu, sunt ghid montan și instructor de ski și mă bucur să ne vedem la un nou episod din campania de educație montană Learn How to Ski Touring, învață să faci ski de tură. Dacă până acum am vorbit despre istoria skiului de tură, am vorbit despre echipamentul de alunecare, ski de tură, echipamentul auxiliar, diferențele dintre skiul de tură și skiul alpin, din punctul ăsta de vedere, azi povestim despre îmbrăcăminte. Chiar și aici, diferențele între cum te îmbraci pentru ski de tură și cum te îmbraci pentru ski alpin sunt destul de mari. Aș spune că felul în care te îmbraci pentru ski de tură e mult mai apropiat de felul în care te îmbraci pentru drumeție sau pentru hiking decât de cum te îmbraci pentru alpin. De ce spun asta? Pentru că diferența o face efortul. Da? Dacă la ski alpin te dai jos din mașină, te urci în gondolă sau în cabină sau în telescaun, urci până la capul pârtiei și de acolo te dai la vale, e bine, fără să generezi foarte mare căldură, e bine, la schiul de tură, urcarea producându-se prin propriile forțe, vei genera o foarte mare cantitate de căldură pe care organismul trebuie să o manageuiască într-un fel. De aia, tehnica de îmbrăcare la ski de tură este foarte asemănătoare cu tehnica foii de ceapă întâlnită în mountaineering. Ce înseamnă asta? Că dacă la ski alpin îți vei lua o jachetă foarte groasă, pantaloni foarte groși, eventual chiar o pufoaică, da? Care să-ți țină în interior căldura pe care o generezi. La ski de tură ai nevoie de mult mai multe articole de îmbrăcăminte care să-ți lase transpirația pe care o produci în timpul efortului de urcare să iasă, dar să-ți asigure și un confort termic potrivit. Cum mă îmbrac eu la ski de tură? Păi eu prefer ca base layer, ca stratul de bază, prefer un tricou de lână merino. Da? Eu folosesc produsele celor de la Merinito, sunt produse românești, sunt foarte ok. Peste tricoul, peste base layer, adaug un soft shell sau un windstopper foarte subțire, pentru că n-am nevoie de o chestie foarte groasă care să mă facă să mă încing mai mult decât e cazul. În cazul în care afară e extrem de frig, în momentul ăla folosesc un strat termic, o jachetă cu Polar Alpha sau cu Prima Loft. De ce folosesc asta și nu folosesc, spre exemplu, o pufoaică? Pufoaica are capacitate termică mult mai bună decât Prima Loftul, deci jachetele de puf au capacitate termică mult mai bună decât Prima Loftul sau decât Polarul Alpha, dar într-un climat uscat. În momentul în care generezi foarte multă transpirație, atunci e bine să ai o jachetă, un strat termic sintetic, pentru că acestea continuă să țină cald chiar și ude. O pufoaică, în momentul în care puful s-a udat, nu prea mai face mare lucru. Totuși, pufoaica e bună să o ai în rucsac pentru momentele în care te oprești. Da? Pentru că de-a lungul unei ture de ski de tură, care poate să dureze, eu știu, 5, 6, 7, 8, 10 ore, ai momente în care te oprești să mănânci, te oprești pur și simplu să te odihnești, te oprești pentru o sesiune foto. Atunci e bine să iei pufoaica pe tine, pentru că face diferența. Da. Așa. Iarăși e bine să ai în rucsac un hardshell, un strat exterior cu membrană. Eu prefer jachetele cu Gore-Tex, pentru că da, poți avea o vreme nepotrivită, mă rog, nu există de vreme nepotrivită, există doar echipament nepotrivit, dar în caz de ninsoare abundentă
și cu temperaturi ridicate, da, riști să te uzi. De-aia e bine să ai în rucsac o jachetă cu un hardshell cu membrană. Pantalonii de schi de tură, iarăși, sunt foarte diferiți față de pantalonii de schi alpin. Dacă cei de alpin sunt suficient de groși ca să țină cald, e bine, la pantaloni de schi de tură ai nevoie să fie și respirabili. Și mai ales, principala lor calitate este elasticitatea. Ați văzut acele mișcări de fandare? Pentru acele mișcări de fandare ai nevoie să ai pe tine o pereche de pantaloni elastici care să nu-ți rețină, să nu te împiedice la mișcări. Așa, în cazul în care e foarte frig, poți să iei pe sub pantaloni o pereche de colanți din lână merino. Așa, ce să mai... iarăși o bandană este foarte bună pentru că ți-o poți pune în diverse feluri pe cap sau la gât. Mănușile sunt foarte importante, iarăși, diferența între mănușile de schi alpin și schi de tură sunt că este aceea că mănușile de schi de tură, cu mănușile de schi de tură poți face chestia asta. Da? Îți poți elibera degetele pentru că la fel cum produci căldură prin tot corpul din cauza efortului, la fel ai nevoie ca și mâinile să-ți respire pentru că și ele se încing. E, cu mănușile de schi de tură poți să faci chestia asta, da? Și în momentul în care ți-e frig sau la coborâre, da? Când nu mai generezi căldură, ci viteză, în momentul ăla le-ai închis și ai niște mănuși perfect funcționale. Ai nevoie de un fes, dar un fes foarte subțire, pentru că ai nevoie să-l poți purta pe sub cască, da? În momentul în care ți-ai luat un fes cu moț, va trebui să faci o gaură în cască să scoți moțul. De-aia ai nevoie de un fes simplu subțire, la fel. Eu le prefer pe cele din Merino, pentru că lână Merino are capacitatea, în momentul în care se udă, din cauza transpirației, ține în continuare cald, se usucă suficient de repede și nu dezvoltă mirosuri neplăcute. Ochelari. Eu întotdeauna am la mine două perechi de ochelari, dacă nu trei. Odată sunt ochelarii de trekking, da? Cu un grad de protecție solară cât mai mare, pentru că știți foarte bine, iarna, din cauza zăpezii, reflexia luminii practic dublează influența ultravioletelor asupra corneei. Și, deci, de regulă, eu am două perechi de ochelari de ăștia, pentru că în cazul în care pierd o pereche sau așa, să am a doua de rezervă. Mă rog, ca ghid montan, e bine să ai întotdeauna rezerve la tine, pentru că nu știi cine e ce și-am uitat pe acasă. Așa. Și ochelarii de ski, goggles, pentru că poți avea zile cu viscol, și chiar dacă n-ai zile cu viscol, pe coborâre eu prefer ochelarii de schi alpin, pentru că na, protejează mult mai bine, te protejează de vânt. Cam astea sunt principiile de bază ale felului în care te îmbraci pentru schi de tură. Deci, după cum spuneam, același principiu al foii de ceapă, mai multe straturi pe care să le poți pune sau da jos și să-ți faci managementul temperaturii corpului suficient de repede, pentru că, în cazul în care nu știați, organismul consumă energie nu doar ca să se încălzească, deci nu doar atunci când ți-e frig consumă energie ca să te încălzească, și atunci când ți-e prea cald,
Tu pierzi energie pentru că organismul încearcă să-și țină temperatura corpului cât mai aproape de cea ideală. Șosetele la schi de tură sunt foarte importante. De ce? Pentru că, așa cum știți deja, la schi de tură picioarele au o mișcare ritmică și, spre deosebire de alpin, foarte, foarte energică. Da? Deci ești aproape ca la o tură de hiking, de trekking. Faptul că tu porți niște șosete de bumbac nu o să te ajute în niciun caz, pentru că material ca bumbacul acumulează transpirația, face cute, deci șansele să te alegi cu bășici sunt foarte mari. De-aia eu recomand la fel șosetele de lână merino sau, în cel mai rău caz, șosetele din material sintetic, dar în niciun caz nu bumbac. La fel, găsiți, dacă vreți neapărat, și șosete dedicate schiului de tură. Sunt destul de unele groase, altele subțiri. Cele groase sunt destul de asemănătoare cu cele de schi alpin, doar că au o respirabilitate mult mai mare. Cam asta ar fi despre îmbrăcăminte. Nu uitați, orice întrebări aveți, le puteți pune în comentarii mai jos. Dacă n-ați făcut-o până acum, subscribe la canalul meu de YouTube, aprindeți și clopoțelul ăla să prindeți următoarele episoade. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați și un like. Dacă nu v-a plăcut, îmi puteți pune de ce într-un mesaj. Până la episodul viitor, salutare și stay safe!